După cazul Buzatu, prins că lua mită în portbagaj, un alt scandal izbucnește la nivelul județului Vaslui. De data aceasta, în centrul atenției se află directorul de la Drumuri și Poduri Bârlad. Daniel Buzămăt este acuzat că a primit mită de la un om de afaceri ca să-i asfalteze terenul cu bani publici. Ca să nu trezească suspiciuni, prima tranșă de bani a fost livrată, atenție, în frigiderul aflat în biroul directorului de la Drumuri. Daniel Buzămăt, directorul Societății pentru Lucrări și Poduri Bârlad, al cărui acționar majoritar este Consiliul Local, a fost reținut de procurorii DNA pentru 24 de ore în urma unor percheziții desfășurate la sediul instituției și alte locații, printre care și locuința directorului. Acesta este acuzat că a luat mită de 100.000 de lei de la un afacerist ca să-i asfalteze terenul din bani publici. În urma perchezițiilor de la sediul societății, anchetatorii au ridicat mai multe documente. Din datele și probele strânse reiese faptul că în perioada 1 martie 2022-12 mai 2022, Daniel Buzămăt a pretins și primit cu ajutorul unui intermediar de la omul de afaceri Călin Gică suma totală de 100.000 de lei în două tranșe egale pentru a se ocupa de falsificarea unor acte care vizau o lucrare de asfaltare. Concret, directorul ar fi primit suma de bani în vederea încheierii mai multor contracte între SLDP Riser, SA Bârlad și Societatea Omului de afaceri, inculpat în același dosar, ce aveau ca obiectiv asfaltarea unei suprafețe de 1600 metri pătrați de teren. În realitate, ar fi fost asfaltată o suprafață mult mai mare față de cea menționată în contracte. Pentru a nu trezi suspiciuni, prima tranșă de bani a fost livrată în frigiderul aflat în biroul directorului, iar cea de-a doua direct în mașina personală. Pe lângă acuzația de luare de mită, procurorii fac cercetări în privința directorului Daniel Buzămăt și pentru alte infracțiuni, printre care delapidare, abuz, fals și înșelăciune. În urma perchezițiilor, cei doi suspecți au fost conduși la audieri. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați judecătorilor în cursul zilei de astăzi, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.